Bine v-am regăsit la buletinul de știri InfoCapital. Vă propun să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Biroul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în municipiul Petroșani. Inaugurarea spațiului a avut loc în această după-amiază. GPS-ul înlocuit cu polițiști, potrivit noului cod penal, oamenii legii pot să le facă vizite arestaților la domiciliu în orice moment. Preșcolarii din municipiul Petroșani au fost astăzi în vizită la școala gimnazială Igheduca din localitate. Premieră la Teatrul Dramatic de Sârbu din Petroșani. Copiii sunt așteptați la spectacolul Muzicanții din Bremen, care va avea loc duminică 2 martie de la ora 12. Și acum știrile pe larg. În această după-amiază s-a deschis la Petroșani primul birou al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, birou de la care cetățenii din Valea Jiului își vor putea ridica documente doveditoare privind sistemul de sănătate, fără a mai fi nevoiți să parcurgă aproximativ 100 de kilometri până în municipiul Deva. În urmă cu aproximativ o lună, în cadrul unei conferințe de presă, vicepreședintele Consiliului Județean Tiberiu Balint susținea că s-au depus toate actele necesare pentru înființarea unui birou al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și la Petroșani, în incinta policlinicii. Iată că după câteva luni de zile, cred că venim într-adevăr în sprijinul cetățenilor din Valea Jiului și le scurtăm deplasările cu o deplasare între Petroșani și Deva și sper ca alături de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, Comisia de Evaluare a Copiilor, de acest birou al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, să fie și alte instituții care să-și aducă atribuțiile aici în Valea Jiului pentru ca cetățenii din Vale să nu mai trebuiască să se deplaseze până la Deva pentru orice adeverință, pentru orice hârtie, pentru orice aprobare. În această după-amiază, minunea s-a produs, iar biroul CNAS a fost inaugurat. E important, în schimb, pentru ceea ce urmează să facă aceste mici două cămăruțe care vor scuti sute mii de oameni din Valea Jiului să mai ajungă pentru o simplă adeverință până la Deva, să mai cheltuiască încă câteva sute de lei ca să poată să obțină o hârtie care, iată, aici se obține în două minute. Mai ales că acolo sunt, după spusele doamnei președinte, 70, 80, 100 de oameni în fiecare zi. Aici este și ieftin și rapid, fiindcă oamenii nu mai trebuie să stea la coadă atâta cât stau la Deva. Pentru ca acest lucru să fie posibil, pe lângă factorii de decizie de la nivel județean, un ajutor important a venit din partea primarului municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții. E o reușită, să știți, chiar dacă spațiul e mic, serviciul care se face oamenilor din Valea Jiului este unul foarte mare și aici sunt convins că meritul e al domnului președinte Moloz, în primul rând, și a echipei pe care o conduce, pentru că eu am încercat, așa cum vă spuneam, acum 3-4 ani de zile și ne-am lovit de aceeași problemă legată de gestionarea datelor, de echipamentele electronice și așa mai departe, însă este, dacă vreți, al treilea exemplu concret de ce înseamnă descentralizare în România, după casa de pensii, după serviciul de pașapoarte, iată că reușim să aducem la Petroșani și acest serviciu al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și nu e altceva decât un mare beneficiu pentru acești oameni care nu mai trebuie să meargă 100 de kilometri până la Deva pentru o simplă adeverință care o pot obține de la Petroșani. Încântați de reușită au fost și reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Programul de activitate va fi săptămânal în ziua de joi, de la ora 10 la ora 15 pentru început, precizez, pentru început. După ce ne vom da seama de cuantumul activității și de numărul solicitărilor, vom ajusta programul de așa manieră încât lucrurile să curgă lin pentru toate solicitările din Valea Jiului. Fie vom face două zile pe săptămână, fie vom trimite mai mulți oameni, deci vom găsi soluții. Trebuie să spun neapărat că, pentru ca toată lumea să știe că nu doar adeverințe de asigurat și cu asigurat vom elibera aici. Se vor prelua documente pentru cei care solicită îngrijiri la domiciliu, dispozitive medicale și cardul european de asigurări de sănătate. Vom prelua documentele în săptămâna în curs și vom aduce aprobările de la casă în săptămâna următoare. Managerul spitalului Alin Vasilescu este de părere că acest birou îi va ajuta foarte mult pe cetățenii din Valea Jiului.
Pentru locuitorii Voi-Jiului este o realizare foarte importantă pentru că discutește de un drum până la Deva pentru obținerea în primul și în primul rând a adeverințelor de asigurat și a o serie de alte documente care se puteau obține strict de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate până la momentul deschiderii acestui punct de lucru. Programul biroului va fi în fiecare joi în intervalul orar 10-15. Brigada de combatere a criminalității organizate Alba Iulia are șef nou. Comisarul de poliție Mircea Mărginean a luat locul lui Gabriel Florescu la conducerea brigăzii. Inspectoratul General al Poliției Române a comunicat joi că la conducerea BCCO Alba Iulia a fost numit un nou șef. Este vorba despre comisarul de poliție Mircea Mărginean, care îl înlocuiește pe Gabriel Florescu, numit la conducerea brigăzii după ce Traian Berbeceanu a intrat în atenția DIICOT. Prin dispoziția Inspectoratului General al Poliției Române, începând cu data de 26 februarie anul curent, comisarul de poliție Mircea Mărginean a fost împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de șef al brigăzii de combatere a criminalității organizate Alba Iulia, se arată în comunicatul IGPR. Comisarul Mircea Mărginean a fost șef de serviciu în Direcția Operațiuni Speciale. Gabriel Florescu a fost împuternicit în data de 28 octombrie pe funcția de conducere la BCCO Alba Iulia, fiind transferat de la BCCO Brașov. Atunci l-a înlocuit pe Traian Berbeceanu, care fusese arestat preventiv sub acuzația de favorizare a unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală. Ca la noi, la nimeni, în timp ce în alte țări europene verificarea persoanelor arestate la domiciliu se face prin supraveghere GPS, în România GPS-ul este înlocuit de polițiști. De la 1 februarie, odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal, pentru zeci de persoane s-a dispus măsura arestului preventiv, însă nu a implicat și o dotare corespunzătoare a autorităților pentru supravegherea acestor persoane. Așa că oamenii legii trebuie să bată pe la ușile arestaților ca să vadă dacă aceștia respectă regulile impuse de instanțe. În momentul de față există 7 persoane față de care instanțele de judecată au dispus măsura arestului la domiciliu. Aceste persoane sunt monitorizate, sunt verificate permanent de către polițiștii hunedoreni care au atribuții pe această linie cu privire la respectarea interdicțiilor, desigur, impuse de către instanțele de judecată. Astfel, arestații la domiciliu pot avea surpriza de a fi vizitați de polițiști la orice oră din zi sau din noapte. Un bărbat din municipiul Petroșani se plânge de faptul că o clădire învecinată situată pe strada Nicolae Iorga se află într-o stare avansată de degradare. Pe zi ce trece, pereții clădirii se dărâmă, iar țiglele de pe acoperiș alunecă una câte una. Cu această situație, bărbatul se confruntă de mai bine de 3 ani, timp în care imobilul în cauză și-a schimbat proprietarii. Mai mult, petroșeneanul susține că și în iarnă, odată cu topirea zăpezii, o bucată din acoperiș s-a prăbușit în curtea sa. Păi tot timpul numai cade jos, să vede. Nu. Și ți-e și frică să stai pe aici sau prin față, ați văzut, nu? Mai mult pentru asta. Am fost la primărie, am anunțat, au zis că e proprietatea și atât. De cât timp e casa așa? Să vreo 3 ani. Și pe zi ce trece, să vede, tot cade. Și acum 2 săptămâni au căzut aici. Și acum, cum a fost cu zăpada, de-o căzut, noroc că a căzut noaptea, seara, nu a căzut ziua. Dacă trece cineva ziua, să vede, nu? Pentru că această clădire este proprietate privată, reprezentanții primăriei municipiului Petroșan nu pot interveni nici în demolarea, dar nici în renovarea acesteia. Primăria municipiului Petroșan nu poate interveni pe o proprietate privată în conformitate cu legislația în vigoare. O procedură, dacă nu există moștenitori și oameni care să aibă drept acolo, să drept de proprietate, mă refer, este o procedură laborioasă, trebuie urmărit în timp. Dacă nu se plătește impozitul pe acea clădire mai mulți ani la rând, abia după aceea este posibilă intervenția primăriei în anumite condiții. Însă, în acest moment, situația este puțin neclară. În conformitate cu legea, fiind proprietate privată, primăria municipiului Petroșani nu poate interveni acolo. Să verificăm și dacă este posibil, cu siguranță vom lua unele măsuri acolo. Însă trebuie rezolvată această problemă a proprietății. În acest caz, proprietarul clădirii ar trebui să se sesizeze și să găsească soluții pentru remedierea problemei, deoarece oricând pot fi accidentate persoanele care circulă prin această zonă. Conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj a prezentat joi într-o conferință de presă obiectivele generale ale instituției pentru anul în curs. Accentul va fi pus pe prevenirea și reducerea șomajului de lungă durată, dar și pe încadrarea pe piața muncii a cât mai multor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac, a declarat că pentru anul în curs a estimat încadrarea peste 6.000 de persoane pe piața forței de muncă din județ. Cei mai mulți, peste 5.000 de șomeri, vor fi încadrați prin mediere în locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată. În luna ianuarie au fost încadrate 280 de persoane, 159 fiind din mediul urban și 121 din cel rural. Totodată, în scopul prevenirii șomajului de lungă durată și stimulării persoanelor fără slujbă de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocații pentru 21 de șomeri, din care 11 sunt femei. În programul de ocupare a forței de muncă din acest an este inclus și cel pentru comunități cu număr mare de etnici romi, în acest caz accentul fiind pus pe acțiuni personalizate, în special pe medierea muncii și ocuparea temporară în lucrări de dezvoltare rurală. La nivel județean, la sfârșitul lunii ianuarie, numărul total al șomerilor a fost de 12.529 de persoane, dintre care 5.817 indemnizați și 6.712 neindemnizați, iar rata șomajului a atins un procent de 8,66%, fiind într-un trend crescător până în martie. Ziua porților deschise la școala gimnazială Igheduca din municipiul Petroșani. Elevii de grădiniță însoțiți de educatoare au vizitat unitatea școlară în cursul acestei zile. În fiecare primăvară, micuții vizitează unitățile școlare cu scopul de a se familiariza cu profesorii și pentru a-și face o idee despre școala la care urmează să fie înscriși. Le vom arăta în primul rând școala, școala noastră frumoasă, spun eu frumoasă, pentru că este o școală dotată, este o școală deosebită prin ceea ce suntem ca și spațiu, dar, bineînțeles, vor cunoaște pe doamnele și domnii învățători care îi primesc sau îi vor primi de la toamnă să fie elevii dumnealor. La ziua porților deschise a participat și Gabriela Berbeceanu. Astăzi participăm în școala gimnazială Igheduca Petroșani la ziua porților deschise. Conform calendarului de înscriere în clasa pregătitoare și clasa 1, în perioada 17-28 februarie se desfășoară această zi în care preșcolarii din grădinițe vin să viziteze, să se familiarizeze cu mediul școlar. Ei pot observa atât lecții desfășurate în școală, cât și spațiile de clasă, sălile de clasă, spațiile de joacă și așa mai departe. Învățătorii de la școala din Petroșani au primit cu căldură pe micuții de la grădiniță. Este o tradiție în viața școlii noastre, ca în fiecare an școlar, în prag de primăvară, să organizăm zilele porților deschise. Cu acest prilej ne vizitează copilașii de la grădiniță împreună cu doamnele educatoare. Îi primim cu drag și pe părinții voștri, dragi copii, să vedeți unde veți veni la școală să învățați. Și copiii de clasa 3-a s-au declarat mulțumiți de vizita preșcolarilor. Îmi place matematica, e frumoasă și ușoară. Foarte frumos la școală, înveți multe lucruri. Ce le spui colegilor de la grădiniță despre această școală? Ar trebui să vină la școală, că o să învețe multe lucruri. Ce-ți place ție cel mai și cel mai mult aici? Matematica, română și științele. Cel mai mult îmi place româna. Și matematica îmi place, îmi place și cunoașterea mediului și cam tot. Tu de ce ai venit aici la școală și ce le spui celor de la grădiniță ca să vină aici? Păi am venit ca să învăț, ca să ajung ceva în viață și le spun că trebuie să vin la școală pentru că este foarte frumos și le va plăcea. Astfel de acțiuni sunt binevenite în rândul preșcolarilor și a părinților micuților, deoarece aceștia din urmă sunt familiarizați din timp cu modul de desfășurare al orelor de curs din unitățile de învățământ, dar și cu cerințele profesorilor. Parcul Tineretului din Hunedoara a găzduit un eveniment cultural. Strânși în număr mare, elevii școlii generale numărul 2 din Hunedoara au jucat o piesă de teatru, au cântat și au creat cu mâinile lor mărțișoare. În Parcul Tineretului s-au strâns aproximativ 100 de spectatori. Aceștia au putut vizita standurile cu activități extrașcolare ale elevilor, au primit pliante cu îndemnuri la reciclare și s-au delectat cu scenetele și melodiile cântate de cei mici. Ia cu tine și inima mea și ascunde-o în bagaje pe undeva.
avem un eveniment pe care l-am numit Mărțișor cu școala 2, prin care încercăm să promovăm activitățile extrașcolare organizate de elevii școlii și să atragem alți elevi spre școala noastră. Școala Generală are și proiecte cu parteneri din străinătate, cum ar fi Polonia, Bulgaria sau Turcia. Cei care au fost prezenți la eveniment au avut posibilitatea să ia parte la o expoziție cu vânzare de produse lucrate manual de elevii școlii. Copiii care au venit la noi au fost foarte de treabă și foarte ok. Noi o să mergem la ei cu aceeași bucurie care au venit ei la noi. O să fim bucuroși să îi revedem. Am legat deja prietenii strânse unii cu alții. Noi suntem patrula de reciclare și astăzi vom împărți pliante oamenilor care pot să doneze deșeurile electrocasnice nefolositoare în contul RORECO. Noi astăzi am venit aici să vindem mărțișoare, felicitări, obiecte făcute manual. Noi desfășurăm acest proiect în cadrul Școlii Gimnaziale numărul 2. Da, am un stand cu produse făcute origami, manual, accesorii și felicitări, mărțișoare și mai multe diverse făcute manual. Evenimentul a stârnit interesul atât în rândul celor mici, dar și al celor mari. Atmosferă de poveste, magie, personaje interesante. De asta vor avea parte spectatorii care vor lua loc duminică în sala Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani. Va fi pusă în scenă piesa Muzicanții din Bremen, la care sunt invitați să participe atât cei mici cât și cei mari. Regia artistică și scenariul aparțin Nicoletei Dănilă, iar scenografia lui Alexandru Radu. Este o piesă, un spectacol pe care cumva noi secret am putea să-l numim ca subtitlu fie Muzicanții din Caraibe, fie Pirații din Bremen. Pentru că am combinat povestea fraților Grimm, Muzicanții din Bremen și mare parte din Pirații din Caraibe, despre care știm majoritatea. Radu Tudosie interpretează rolul lui Jack Sparrow, celebrul pirat din Caraibe. Dinamism, voie bună și multă culoare. O să se bucure foarte mult de spectacol. Trebuie să fiu Jack Sparrow, dar nu o să fiu chiar ca el, pentru că totuși sunt Radu Tudosie, nu Johnny Depp. Dar o să încerc să-l fac pe Jack Sparrow în caracterul acela, dar cu contribuția mea. Povestea scrisă de frații Grimm este una dintre cele mai frumoase cărți pentru copii. Aceasta se referă la un măgar care, fiind bătrân și devenind nefolositor, urma să fie ucis. Acesta hotărăște să pornească la drum spre Bremen. Măgarul avea de gând să devină acolo muzicant al orașului. Pe drum întâlnește un cocoș, o pisică și un câine care îi se alătură în călătoria sa. Un mărgar personificat, original, care caută să realizeze ceva, să-și realizeze un vis. Prețul unui bilet pentru adulți este de 10 lei, iar pentru copii de 8 lei. Continuăm buletinul de știri cu titlurile din sport. Bun găsit la buletinul de sport. Echipa de junioare 1-18-19 ani a CSS Petroșani va susține mâine ultimul joc în fața propriilor suporteri în acest retur al campionatului național Seria M. Handbalistele antrenate de Edith Mileti vor juca în companie echipei CSS Hunedoara, pe care au învins-o în tur în deplasare cu 32-24. Victoria ar asigura locul 3 și calificarea la turneul semifinal. Conducerea echipei CS Vulcan speră ca jucătorul de 33 de ani, Gabia Petrei, să aprecieze faptul că i s-a mai dat o șansă în a continua activitatea în fotbal. Ea speră ca Petrei va avea un start bun încă de la primul joc, mâine la Vulcan, în companie echipei Victoria Călan. Derbiul Văijiului în prima etapă a returului Ligii a 4-a Hunedorene la fotbal va avea loc pe stadionul Știința. Acolo două dintre cele mai slabe echipe ale campionatului, Universitatea Petroșani și Minerul Uricani, vor încerca să demonstreze contrariul. În tur la Uricani, scorul a fost 2-2.
În primul meci al turului în Liga a 4-a Hunedoara la fotbal, retezatul Hațeg, liderul campionului, îl va arunca în luptă pe Răzvan Drăguiescu împotriva echipei Jiul Petroșani. Drăguiescu a fost în tur component al echipei Jiul. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a stabilit pentru mâine, 28 februarie, un curs al euro de 4 lei și 50 de bani, al dolarului american de 3 lei și 29 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5 lei și 48 de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4 lei și 46 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 51 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3 lei și 24 de bani și se vinde cu 3 lei și 30 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5 lei și 35 de bani, iar la vânzare de 5 lei și 48 de bani. Cum stăm în privința fenomenelor meteorologice în perioada următoare, ne spune colega noastră Andreea Buga. Bine v-am regăsit! Vineri vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice. Cerul va fi mai mult noros în jumătatea de vest a țării, unde mai ales seara și noaptea local va ploua slab. În rest, cerul va fi temporar noros, except în partea de est a teritoriului, unde norările vor persista și izolat va burnița. În zona montană înaltă, noaptea, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Maxima de vineri va fi de 13 grade Celsius în municipiul Deva și Alba Iulia, iar minima va fi de 1 grad în Deva. Sâmbătă, valorile termice se vor menține mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, caracterizând o vreme deosebit de caldă în jumătatea de vest a țării. Cerul va avea norări și va ploa pe arii restrânse ziua și local în cursul nopții. Maxima de sâmbătă va fi de 14 grade Celsius în Deva și Alba Iulia, iar minima de 1 grad va fi atinsă în Petroșani, Deva și Târgu Jiu. Duminică, deși valorile termice vor scădea ușor, vremea se va menține caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros și va ploa pe arii extinse, mai ales în cursul zilei. În zona de munte, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță, dar și ninsoare. Duminică vom avea o maximă de 15 grade Celsius în Alba Iulia și o minimă de 1 grad în Târgu Jiu. În ambele 3 zile, probabilitatea precipitațiilor va fi de 0%. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară cât mai plăcută, la revedere! Mulțumim, Andreea! Aici se încheie buletinul de știri InfoCapital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Nu ratați ocazia de a vizita site-ul nostru capitaltv.ro, unde puteți citi pe larg subiecte interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinelor de știri InfoCapital. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.